Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună pentru că din nou se întâmplă acum. Și într-adevăr, din păcate, chiar se întâmplă acum. Începem o săptămână pe care o putem evalua, fără doar și poate, o săptămână istorică, la finele căreia se va arăta traseul pe care România se va înscrie. Un traseu cât de cât de normalitate, cu o guvernare cât de cât stabilă și cu un spectru politic sănătos la cap, sau o săptămână la sfârșitul căreia România va intra mai abitir în criză financiar-bancară, criză economică și criză de imagine internațională. Ca să nu mai spun că e vorba de o criză politică fără precedent, cel puțin după știința mea, în 27 de ani nu s-a ajuns niciodată unde suntem acum. Sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, pentru că discuția, în primul rând, are ca invitat un om cu mare experiență în domeniul financiar-bancar și economic, mai ales economic. Mircea Coșa, cu respect, domnule profesor. Mulțumesc pentru invitație. Eu vă mulțumesc că ați venit, telespectatorii au de câștigat prin prezența dumneavoastră. Deci discuția pe care o să o aveți la telefon cu domnul Coșa, pe care eu o voi modera, este o discuție în urma căreia cu certitudine vă veți lămuri măcar grosier care sunt costurile pentru cei de acasă. Aveți rate? Aveți chirii de plătit? Aveți plăți care sunt calculate în euro și ele transformate apoi în lei tramvai? Da, e, atunci situația devine dramatică. Pentru că, așa cum ați văzut, cursul leului în raport cu euro este varză cu carne. Astăzi era 45,800 și ceva, aproape 45,9, până la pragul psihologii de 46, mai e exact de 3 discursuri ale lui Dragnea și 2 reacții ale lui Grindeanu. Înainte să încep, vreau să vă spun că mi-am adus aminte în weekendul ăsta, în repetate rânduri și cu întrebarea aceasta voi porni și dialogul cu profesorul Coșa, dacă și dânsul e de acord cu mine. Mi-am adus aminte în repetate rânduri de celebra expresie a lui Traian Băsescu. Ce ghinion, băi, Adriane, pe românește, să aleagă între noi doi comuniști. Acum, parafrazându-l pe Băsescu, ce ghinion e pe capul acestui popor să fie pus să aleagă între un condamnat și un impotent politic? Adică un inabil și un incapabil politic, cum este Grindeanu. Aici suntem. Trebuie să alegem între un incapabil și un condamnat. Greșesc cumva, domnule profesor? Nu, eu nu vreau să folosesc termeni foarte tari. Bine. Dar oricum este un ghinion. Pentru că avem de ales între două persoane care oricum nu reprezintă ceea ce România ar trebui să aibă azi în fruntea țării. Într-un moment extrem de complicat, o să avem timp să discutăm. După părerea mea, este o chestiune foarte gravă care se întâmplă astăzi. Pentru că anul 2017 are un, hai să zicem așa, într-un horoscop economic, să zicem ce, are un loc foarte important și noi îl ratăm. O să discutăm. Sunt foarte multe lucruri care se ratează, ori cu bună știință, ori din prostie, dar se ratează și asta o să ne coste pe noi pe termen lung. Astăzi, președintele dumneavoastră, al meu și al altor 18-19 milioane de români câți mai suntem pe aici în Republică, se află tamal la Berlin cu cancelarul Germaniei, adică cel mai important om politic al Europei. Întrebare, domnule profesor, ce poate să creadă un cetățean sănătos la cap din Germania despre țara condusă de Iohannis, o țară în care situația este exact asta și pe care ei o înțeleg sau nu o înțeleg, nemții? În mod cert, avem un foarte mare prejudiciu de imagine. Pentru că România are două imagini care ne caracterizează în Occident. În primul rând, o țară care nu poate să demonstreze că este membră adevărată a Uniunii Europene, din diferite motive. Eu am fost de multe ori în Germania condamnat de faptul că suntem cam pe nedrept acolo. Cam consumăm bani ai celor care plătesc impozite în Germania, în Franța și așa mai departe și nu prea dăm nimic. În al doilea rând, e o țară care, de câtva timp, apare ca fiind nu numai coruptă, dar și incapabil de a avea o poziție fermă. E mare păcat, pentru că s-a creat această oportunitate ca anul 2017 să ne aducă o poziție geopolitică dată de Dumnezeu, că ne-a pus aici unde suntem. Dacă o ratăm și pe asta, și o putem rata din lipsă de consecvență în politica pe care o ducem, atunci ne putem, domnul Barbu, gândi dacă n-ar fi cazul să începem o altă viață în altă parte. Dați-mi voie, oameni buni, dați-mi voie ca în premieră, nicio televiziune n-a făcut asta în ultimele 48 de ore, cel puțin, 24-48 de ore, să vă prezint două lucruri. Primul, definiția dată oficial unei moțiuni de cenzură, iată, aveți de pe, puteți intra, cei care aveți calculator și acces la internet, este atât de simplu, dai două clicuri, intri pe Wikipedia, și vezi ce înseamnă moțiune de cenzură. O aveți pe ecran.
Asta este definiția documentului pe care l-au depus pesediștii alături de al lui Tăriceanu în Parlament. În sistemele parlamentare de guvernare, moțiunea de cenzură, denumită uneori moțiune de neîncredere sau vot de neîncredere, este un act prin care legislativul retrage mandatul acordat executivului pentru guvernarea țării. Punct. Da? Bun. Vreau să vă spun că în definiția pe care o dă și Parlamentul, pe care o dă și Wikipedia mai jos, se spune clar în ce condiții, mai, ieșirea și adoptarea, imediat uitați-vă, efectele, nu, efectul știm, o să știe toată lumea, pică guvernul dacă trece moțiunea, nu pică guvernul, motivații în practică, nu, imediat, note, nu, a, nu știu unde e, n-am găsit-o eu, imediat, o să o vedeți. Este vorba de faptul că sunt două variante prevăzute de legiuitor în cazul moțiunii de cenzură. Prima, în care opoziția, adică USR, PNL, ăștia, ar depune moțiune ca să schimbe puterea executivă în România, adică să-și pună ei guvern în cazul în care s-au schimbat lucrurile în Parlamentul țării noastre. Și a doua variantă, când alianța de la putere, așa spune legiuitorul, se rupe, adică s-ar fi rupt PSD și ALDE, programul lor de guvernare nu mai era valabil pentru că s-a rupt alianța PSD-ALDE. Uitați aici! Nu asta e, imediat. Ăsta este din documentul pe care l-a redactat Dragnea, l-au redactat ăștia de la PSD și ALDE. Vă spun acum că a doua variantă în care se poate depune moțiune de cenzură este când o alianță politică la putere se rupe. Noi nu avem nici primul caz, nici cazul al doilea. Ceea ce se întâmplă acum nu este prevăzut de legiuitor. Nu a prevăzut posibilitatea Parlamentul României ca moțiunea de cenzură să fie îndreptată împotriva guvernului. Dar vreau să vă spun ceva, acum mergem la pagina 2 din textul acestei moțiuni, imediat. E, acesta este momentul cheie al emisiunii. Mergem la pagina 2 a moțiunii de cenzură. O să vedeți. Nu, mai, dă mai jos. Hop. Uitați-vă acum pe ecran. Pagina 2 în subsol. După o grămadă de elucubrații semnate de Dragnea, zice așa. Aceasta nu este o moțiune de cenzură împotriva unui guvern PSD-ALDE. Este un act de responsabilitate politică pe care trebuie să-l facă Parlamentul. Gata, nu mai citim nimic. Dacă vreți, continuarea pe pagina 3 este în același context. Încă o dată, paragraful de jos, de deasupra telefoanelor, numerelor de telefon pe care le aveți la dispoziție, domnul profesor, vă citesc și dumneavoastră că poate rămâne și în memoria colectivă, dar cu ce tine rămâne și în memoria unuia dintre conesori, adică dumneavoastră. Ăsta e paragraful, domn profesor. Aceasta nu este o moțiune împotriva unui guvern PSD-ALDE, domnule profesor Coșa. Este un act de responsabilitate politică pe care trebuie să-l facă Parlamentul. Traduceți de asta, că eu mă abțin să traduc această elucubrație. Păi nu. Nu-mi cereți mie să fac așa ceva. Poftim? Nu-mi cereți mie să fac așa ceva. Ați gândit vreodată că poți să mergi în Parlament cu o moțiune de cenzură, știind clar care e definiția moțiunii, împotriva guvernului și schimbarea guvernului. Iată ce spune Dragnea, ce spune PSD-ul, stimați telespectatori. Este ilegală. Încalcă prevederile regulamentelor Camerei și Senatului. Nu poți îndrepta. Moțiunea pe care au făcut-o ei în cel mai rău caz este o moțiune simplă, îndreptată împotriva unui ministru, în cazul nostru premierul, care are și el rang de ministru, prim-ministru al României, și este cu efect consultativ. Nu poți face o moțiune de cenzură cu acest text. Aceasta nu este o moțiune de cenzură împotriva unui guvern. Este un act de responsabilitate. Cei de acasă sunt convins că sunt mai inteligenți decât media celor care au făcut această caterincă de moțiune. Comentați, domnul profesor. Nu e vorba numai de inteligență aici. Eu sunt convins că există juriști la PSD, la ALDE, care știu lucrurile astea. Este o dovadă a faptului că se face ce vrea cineva. Nu se poate. Nu stați un pic că nu se poate. Ba, mecanismele se poate. Parlamentare nu permit așa, domnul, ceva. Se poate și se poate foarte bine, pentru că procesul este în curs și nimeni n-a zis nimic. Nu uitați că ieri a fost citită moțiunea de cenzură fără să treacă prin guvern. Corect. A fost trimisă cu poșta militară, cu... Cu poșta specială, trebuie conform legii notificat guvernul. Deci n-a fost în termenul care Bravo. Trebuia. Deci este primul lucru care trebuie să fie discutat. În al doilea rând, nu există în cultura politică a celei mai subdezvoltate țări democratice posibilitatea ca un guvern să fie dat de propriul partid prin moțiune de cenzură.
În al treilea rând, nu există cazuri în care un prim-ministru care își pierde suportul politic sau sprijinul politic să rămână în clădire, baricadat cu încă doi și să încerce să facă fel de fel de lucruri care până atunci nu le făcuse. Nici în Republicile Bananiere nu se întâmplă nici așa acolo, ceva. Nu, pentru că acolo cei care conduc sunt ori școliți pe la Guvernul României despre care vorbește profesorul Coșa, l-aveți acum pe tot ecranul. Acesta este guvernul, dacă vă puteți imagina, fără niciun fel de glumă, oameni buni. Vă dau cuvântul de onoare. Nu e nicio glumă. Ce vedeți acum este Guvernul României. În dreapta, fostul premier și președinte PSD, Victor Viorel. În mijloc, Sorin de la Timișoara. Și în stânga, nu știu cum îl cheamă, Jianu. Cum îl cheamă pe Jianu? Nici nu știu cum îl cheamă. Jianu, nu mai știu cum. Poftim? Augustin, mersi mult. Deci Augustin, Sorin și Viorel, acesta e guvernul, nu mai are alt membru. Dacă vă puteți imagina, ăilalții care nu sunt în imaginea asta sunt demisionari, sunt în tribunal, deja au făcut plângeri penale pentru ăștia trei. Deci asta e România. Cel din mijloc, Sorin Grindeanu de la Timișoara, din punctul meu de vedere este un incompetent care în mandatul de 6 luni n-a făcut nimic cu care să iasă ca premier în evidență, iar ălaltul care îi vrea capul și strânge oastea împotriva lui este un penal dovedit prin sentință definitivă și irevocabilă. Vreau să vă arăt motivația, dacă îmi permiteți 5 minute, domn profesor, înainte să intrăm în legătură cu oamenii. Dați un pic, dă puțin astea de aici, Alexandre, cu săgetuțe, mai sus un pic. Imediat să vedeți motivația, de fapt, uitați-vă. Pe ecran, ăștia trei, când au făcut, motivația împotriva lor este următoarea. Prima întrebare. Este guvernul Ponta, Grindeanu, Jianu? V-am spus că ăla-i guvernul. Aici sunt de acord cu Dragnea. Este guvernul Ponta, Grindeanu, Jianu guvern legitim investit de Parlamentul României? Nu. Bineînțeles că nu este legitim. Poate guvernul ăsta din imagine Ponta, Grindeanu, Jianu să pună în aplicare programul de guvernare? Nu. Bineînțeles că nu. Există susținere în Parlamentul României pentru guvernul Ponta, Grindeanu, Jianu? E, stop, joc! Stop, joc aici, Dragnea, că la întrebarea asta... La întrebarea a treia, pe care o aveți acum, dragi telespectatori, pe ecran în premieră, nimeni nu v-a arătat, nicio televiziune nu v-a arătat acest document lucubrant numit moțiune de cenzură. La întrebarea a treia, dacă există susținere în Parlament, răspunsul va veni peste fix 48 de ore din acest moment, chiar mai puțin de 48 de ore, miercuri. Aici Dragnea, conform teoriei lui Goebbels, amestecă adevărul cu minciuna și minte că rămâne ceva, aici minte. Nu este un răspuns încă. Moțiunea de cenzură la vot va răspunde. Este constituțional guvernul Ponta, Grindeanu, Jianu? Răspuns Dragnea, da. Este constituțional. De ce? Pentru că altfel s-ar fi dus la pușcărie. Îi luau jandarmii de acolo. Îi luau jandarmii dacă era ilegal. Nu este legal, domnul Dragnea. Reprezintă guvernul Ponta, Grindeanu, Jianu votul exprimat de cetățeni? Nu reprezintă, bineînțeles. E corect ce am spus, domnul profesor. Bineînțeles, și niciun guvern nu reprezintă votul. Și bravo. Bravo. Ei, din acest moment vă așteptăm pe dumneavoastră cei de acasă pe ecran, repet, boldat cu albastru, partea de jos albastră este fraza esențială în care niște nei ca nimeni în fața unei alte găști de nei ca nimeni spune negru pe alb. Aceasta nu este o moțiune de cenzură împotriva guvernului. Este un act de responsabilitate politică. Păi domnul Dragnea, doamna, cum o cheamă? Lia? Olguța? Nea Bădălău ăla de la Giurgiu. Nu se face în Parlamentul României niciodată un act de responsabilitate prin moțiune de cenzură. Se dă jos sau nu se dă jos guvernul? Da? Acum ce vreau să vă spun. Vă rog frumos, domnul profesor. Eu nu sunt, sau nu mai sunt, că nu se mai poate, nu mai vreau să fiu angajat politic. Nu am simpatii nici pentru unii, nici pentru alții, nici pentru grupul Ponta, Grindeanu, Jianu, nici pentru grupul Dragnea și compania. Discut absolut ca un cetățean. În aceste condiții în care ambele grupuri, hai să le spunem grupuri, unii zic găști, alții zic grupări, în sfârșit grupuri. Nu, astea nu mai sunt grupuri, domn profesor. Deci astea sunt două găști politice care bagă România în gard. Da, bine. Ele sunt la gard acolo, știți? Mai e puțin și am intrat cu tot. Corect. Bun. Acum, astea două reprezintă un partid. Ăsta e partidul PSD-ului. Fără doar și poate. Păi de o parte este o nebunie curată, pe de altă parte o nebunie amestecată cu prostie. Ce încredere poți să mai ai în partidul de guvernământ, marele partid care a câștigat alegerile, care a făcut un program de tip Fata Morgană, îl vedeai de departe ca fiind frumos, dar nu te apropii de el niciodată și când te apropii vezi că e un deșert. Ce încredere poți să ai că România poate să meargă bine de acum înainte? Ce vreau ca să spun? Că oricum s-a rezolvat această problemă, această luptă internă între ei, România, dacă merge mai departe în această structură,
nu are nici o șansă de câștig în viitor. Știu că așteaptă doi oameni deja la telefon de foarte mult. Vă rog atât, 30 de secunde, o întrebare o să-i pun profesorului Coșa și mergem imediat la dialogul telefonic cu România și cu românii. Pe ecran aveți oameni buni și vă rog mult, domnule Coșa, să priviți cu atenție. Pe ecran este evoluția raportului dintre leu și euro în ultimele 7-8 zile, da? Din 9 iunie până astăzi, da? 45-600, 45-600, aici începe, oameni buni, începe Iureșul, Dragnea, cum îl cheamă, Grindeanu, și uitați-vă ce se întâmplă cu ratele oamenilor, cu plățile chiriilor oamenilor, cu facturile de la telefonia mobilă, care toate sunt calculate în euro și formă schimbate în lei, deci... Cu importurile de alimente... Aici, numai, aici vreau să discutăm aplicat și nu eu vreau să mă bag, ci de-aia dumneavoastră sunteți meșterul aici, să-mi spuneți care e impactul asupra importatorilor și exportatorilor, economiei reale. Da. Bine, bună seara, sunteți în direct. Dumitre, ești în direct. Alo, da. Bună seara. Bună. Eu tot cu domnul Coșa am ce am. Te rog. Fiindcă dânsul a participat de la început, după Revoluție, în guvern, în toate astea, are școală și, spre deosebire de ceilalți, are mult bun simț. Noi acum suntem o victimă a oamenilor politici fără bun simț, fără să jignesc pe nimeni. Dânsul, când a văzut, probabil, că nu știu, s-a retras. Foarte elegant și nu a stat în amestec cu indivizii ăștia care luptă împotriva românilor. Simplu. Spuneți-mi, dintre un condamnat, cum este Liviu Dragnea, și un incompetent, eu mi-asum această etichetare, pentru că nu a făcut absolut nimic în 6 luni guvernul pe care l-a condus și nici el personal nu a făcut aproape nimic. Dar el, cu atât mai puțin, ce avem de ales? Că aici am ajuns, aici ne-au adus. Alegem între ăștia doi. Da. Păi cine alegeți dumneavoastră? Eu am să aleg pe cei care o să rămână nearestați de DNA. Asta este o soluție românească. Aici să vedem întâi pe cine arestează păi și... Nu, nu așa. E o continuare aici. Dacă ar fi, nu, dar dacă decizia, dacă decizia, Dumitre, dacă decizia ar fi la tine, tu ai luat decizia. Da. Care rămâne la putere? Rămâne echipa lui Dragnea sau rămâne echipa lui Grindeanu? Nu. Nu mai rămâne nimeni, domnule. Eu aș face alegeri anticipate. Simplu. Bun. Mersi simplu. Mersi. Fiindcă, stați numai un pic, nu închideți, că e singura ocazie care am să spun și eu ce mă doare și cred că sunt mulți care vor să spună lucrul ăsta. Cei care sunt capabili și care au școală și știu economie politică, statală, nu pot să aibă acces din cauza la pleava asta de nesimțiți. Ei nu se bagă, fiindcă, domnule, nu mă bag, toți spun așa, nu mă bag. Eu nu mă bag cu ăștia, că ăștia sunt mafie. Păi hai să tăiem mafia asta odată, să terminăm și cu DNA-ul, și cu ăsta, și cu toți care sunt... Mulțumesc mult, Dumitre, mulțumesc, mulțumesc mult, domnule profesor. Da. Alegerile anticipate sunt o soluție. Eu știind, ca și dumneavoastră, cât de greu e să ajung la anticipate, exact, da? Exact asta vreau ca să spun. Multe lucruri sunt greu de făcut. Par foarte greu de făcut, dar în cazul de față, eu cred că ar fi necesar. Dar am să vă mai spun încă ceva. Vă rog. Rezultatul lor nu o să fie pe placul nimănui, pentru că nu prea avem de unde alege. Păi eu cred că dacă vor fi alegeri acum, mâine alegeri, dacă ar fi mâine cu tot scandalul ăsta, PSD-ul ar fi cam la fel, PNL-ul cam la fel, după părerea mea. Da, vedeți dumneavoastră, PSD-ul e ăsta pe care îl discutăm, PNL-ul a avut un congres ieri, nu? Sau da, ieri. Sâmbătă. Discursuri foarte frumoase, puțin cu o aromă vintage, ăsta din trecut, știți? N-am văzut niciun fel de orientare economică, niciun fel de strategie economică. Vin la putere, ce o să facă? Știți ce? Acum nu vreau să... Eu sunt, cum să zic, cotă parte. Adică am o relație afectivă, am fost ani de zile membru al partidului. Vreau să vă spun ceva. Vestea bună este că în structura de conducere liberală, ieri, au fost promovați și oameni foarte, foarte tineri. La nivel de prim, vicepreședinți, cunosc eu un caz de om foarte tânăr și potent și politic și mental... Iar vestea cea mai bună, vestea cea mai bună este că secretarul general al PNL-ului este un băiat de 29 de ani. Atenție, domn profesor. Nu știu cum, iertați-mi în cultura, din Bistrița, un tip de 29-30 de ani, secretar general al partidului. Păi dacă așa stau lucrurile, începe, din punctul meu de vedere, să se vadă măcar luminița de la capul tunelului în ceea ce privește liberalismul. Să iei pe omul ăla, dumneavoastră știți foarte bine că secretarul general al unui partid este unul dintre cei mai impotenți oameni din partidul ăla. Da. Stați puțin. Vă rog. E foarte bine că e tânăr. Dar un secretar general al partidului are nevoie de experiență pe care un tânăr la vârsta asta nu o are oricum.
Este foarte adevărat poate și asta. Poate că e un potențial. Poate da. Că are o foarte mare potență. Dar poate e o orientare de schimbare politică? Poate e o orientare de imagine, dar cineva trebuie să fie acolo care să pună parte și de coroană. Bine, acolo este Hava, acolo este... Sunt mulți. Acolo e Orban care e președinte. Sunt mulți, dar e pentru mine, cel puțin pentru mine, un semnal de început de schimbare. Bună ziua, domnul Coman. Bună seara, domnule Tudor Barbu. Bună seara, domnule profesor. Bună Coșa. Seara. Am și eu câteva probleme de spus, dacă îmi permiteți, referitor la această criză la care s-a ajuns în Partidul Social-Democrat. În primul rând, aș vrea să spun cine este de vină pentru această criză. Vă rog. Răspunsul este simplu. Cei care au fost în Parlament, în Guvern, sau președinții de 27 de ani. Ei sunt vinovați de această criză. Nu sunt bani pentru salarii. În primul rând, sunt trei probleme foarte importante la care s-a ajuns criza. În primul rând, creșterea salariilor, legea pentru creșterea salariilor, a doua, ordonanța 13 și a treia problemă foarte importantă, fondul suveran de investiții. Bun. Foarte tare. Acum, nu sunt bani pentru salarii europene. Pentru că de aici s-a pornit. Dom'le, vrem salarii europene să aibă medici, profesori, în sfârșit. Din moment ce suntem ultima țară din punct de vedere economic în Uniunea Europeană. Moțiunea de cenzură nu rezolvă criza. Nu este o criză politică. Este o criză economică. Ceea ce s-a distrus de 27 de ani nu se poate construi în 6 luni. Niciun partid politic parlamentar în acest moment nu poate să rezolve această criză economică. Pentru că această criză economică a României este rezultatul războiului economic. Oprește-te un pic, oprește-te un pic. Opriți-vă un pic, domnul Coman. Opriți-vă un pic, rămâneți la telefon. Cum vi se pare afirmația telespectatorului, domnul profesor? Păi, criza economică nu este. Este o criză a gândirii politice, pentru că, să știți, salariile trebuiau crescute, dar nu la cotele la care au promis. Au făcut niște promisiuni care nu puteau să fie puse în practică. Dumneavoastră însă aveți o dreptate extraordinar de evidentă și vă felicit. Până nu poți să faci o reformă a salarizării dacă nu ai o creștere a productivității și a avuției. Ori aici e o chestiune care trebuia să fie rezolvată prin mai multe procese de reformare a industriei, de investiții, de fonduri europene. Nu poți să sar peste etape și te-a pus să zici că ai o creștere a salariilor când de fapt nu ai fondul pe care să crești. În al doilea rând, dacă îmi dați voie ca să continui, poate trebuie spectatorul vrea să așteaptă. Domnul Coman ne așteaptă că cu el vorbim. Domnul Coman, aici e o chestiune la care dumneavoastră a spus punctul pe ei. E o vină mai generală. Zilele trecute, sau poate chiar ieri, domnul Grindeanu s-a laudat peste tot ca urmare a guvernării domnului Isare are o creștere economică a României cea mai mare din Europa. Este un total fals. Procentul pe care dânsul arată este mare. Dar ce explică acest proces este o adevărată dramă. Pentru că această creștere economică s-a făcut doar pe consum, cu o scădere importantă a investițiilor, cu o scădere importantă a ramurilor producătoare de valoare adăugată mare și este un drum sigur spre cădere într-o criză economică aproape sigură în aproximativ un an, un an și jumătate. Deci dumneavoastră puneți punctul pe ei, dar să știți că adevărul este la jumătate, pentru că este în fond și o criză politică. Acești oameni nu au capacitatea să gândească vizionar, nu pot să facă o strategie a României pe o perioadă care să asigure rând pe rând etapele pentru a ajunge la o creștere adevărată a salariilor. Vedeți, eșecul acestui program, pe care eu l-am numit de fata Morgană, de creștere a salariilor, e că îl tot amână. Acum s-a amânat până la 1 decembrie, acum o să amâne și mai mult, pentru că vor avea un motiv foarte puternic. Da, dacă nu era criza asta, aveam, bineînțeles, nenorociții care au generat criza, ne-au făcut să nu mai aplicăm creșterea de salariu. Și îl va mai amâna. Domnul Coman, aveți o gândire foarte corectă și vă felicit. În această idee, vă întreb și eu, pentru că am văzut cât de coerent sunteți și cât de aplicat asupra subiectului, vă întreb. Dacă decizia ar fi la dumneavoastră, domnul Coman, că facem așa din mers un mic sondaj de opinie. Pe mâna cui ați merge? Că aici e România. În a merge pe mâna găștii conclavului lui Dragnea sau conclavului sau ce-a mai rămas din conclavul PSD al lui Grindeanu? Întrebarea noastră este foarte bună. În primul rând că nu aș merge pe mâna lui Dragnea sub nicio formă. Dragnea este un incompetent, este un fost repetent, așa cum s-a spus, n-am nimic cu el, este un fost repetent, dar atenție mare. Nici pe mâna lui, și aș putea să merg totuși pe mâna lui Grindeanu, pentru că în 6 luni de zile nu se putea face mai nimic. Dar domnul Coman, uitându-vă acum la B1, vedeți în dreapta ecranului guvernul în totalitatea lui. Ăștia,
Ăștia trei, ăștia trei sunt guvernul României. Vi se pare normal? Nu mai spun că azi președintele e la Berlin, se întâlnește cu Merkel și ăia se uită cruciși la o țară în care guvernul e format doar din ce vedeți acum pe micile ecrane. Vă puteți imagina că doar ăștia trei sunt membrii guvernului? Este penibil. Păi dumneavoastră mergeți pe mâna ăluia din mijloc, al lui Sorinel Puștiu, de la Timișoara, care este premier, care din punctul meu de vedere n-a făcut nimic în ăstea 5-6 luni, sau poate greșesc, spuneți-mi dumneavoastră ce a făcut, da? E foarte greu să vorbești pentru 6 luni. Atenție, doamna, atenție! A trecut 27 de luni, pardon, și țara e distrusă. Domnul Coman, el să laudă, Sorinel să laudă că a crescut salariile. Nu, nu, nu le-a crescut el. Le-a crescut Parlamentul prin vot. Se laudă că a crescut pensiile. Nu! Le-a crescut Parlamentul prin vot. Nu guvernul poate să crească pensiile românilor. Nu! Bine. Da, greșesc, domn profesor? Nu, nu, așa e. Poftim? Așa e. Deci puterea politică a lui Dragnea, ca să zic așa, a crescut pensiile, a crescut nivelul de... Ca urmare a unor măsuri luate înainte de guvernul Grindeanu. Bineînțeles. Mulțumesc mult pentru sprijin. Mulțumesc mult, domnul Coman. Domn profesor, arătam dramaticul desen al evoluției leu-euro în ultima săptămână. Da. Acum vin și vă întreb. Efectul economic, care poate fi... Ce trebuie să înțeleagă românii din desenul pe care îl văd acum pe ecran? Trebuie să înțeleagă că va fi rău. Acum, trebuie să fim foarte corecți și să spunem că nu știm dacă acest trend va dura mult.